râdem acum aici, pe această scenă, și dacă sunteți pregătiți, dar vreau să vă aud și vreau să invit aici o colaborare cu atâta experiență în spate, încât nu cred că e just din partea mea să mă apuc să vă spun cine sunt, de unde vin. Știți, ați auzit, i-ați văzut, Zebra Show! Bună seara, dragi prieteni! Wow, ce sunteți de mulți astăzi? Dar noi suntem numai trei astăzi. Am ajuns venit și abitua, o secundă. Da. Bună seara, dragi prieteni! Da, într-adevăr, sunteți foarte, foarte mulți. Am venit și noi în trei cu un lucru mai puțin nobil. De-aia vă face să zâmbiți, să vă ridicăm un pic dispoziția, dar oricum cred că este deja la maxim. Dar noi un pic, încă un pic de grada să mai adăgăm, da, Pavel? Biton, hai să nu tindem vorba. Haideți, în aplauze, noi începem! Odată cu noua lege ce a intrat liberalizarea vizelor, imaginați-vă primul om care a obținut pașaport biometric la Vama Leușeni. Următorul? Sări. Fas. Asta și? Pașaport. Pașaport clar de care? Biometric. Clar. Scopul vizitei? Duty free. Pe câte zile? Toate 90 de zile, all inclusive, cum s-ar spune. Următorul. Cu ocazia acestui minunat eveniment, a venit o televiziune să ia interviu. Da, bună ziua, ne aflăm într-adevăr la Teatrul Verde, numeroși oameni frumoși, zâmbet, totul verde. Da, într-adevăr, sunteți foarte veseli și voi, aș vrea să luăm un mic interviu de la... Vine cu aș, stai acolo, nu stai, vine cu aș. Aș vrea să am un mic interviu de la o persoană care foarte, foarte mult a contribuit la acest concert. Domnule Dorin Chirtoacă, ce puteți spune? Domnule Dorin. Și vă râdeți aia mâine la vot. Poate poi mâine. Și mâine și poi mâine la vot. Am înțeles. Cu ocazia mulți părinți au venit aici cu copiii, cred că toți cunoașteți povestea Cenușăreasa. Vă propunem de la Zebra Show un remake în zilele noastre. Azi știi că ai... Și ție, ai despălat trufele, spui înapoi perdelele, înțeles? Și să legi hrișca de fasole. Știi asta până la ora 12 și nu ieși din casă, înțeles? Bună, este eu reușesc, dar cum să reușesc dispart grecica de fasole? Eu n-am să reușesc la bal. Eu sunt Zina, eu te voi ajuta să faci ordine. Vai, tu ești Zina din povești? Nu, Zina e de greceană. Zina e de greceană, noi am schimbat slogo-ul, cu noi va fi mai bine. Cu ocazia acestui minunat eveniment, a venit micuțul Grișa să felicite pe Dorin Chirtoacă cu o poezie. Dulce și amară, mai mult grea decât ușoară, zile că merge lepeață viață, asta e viață. Ah, și băițel, trei anișori, dar și poezii recită, nu? Grișa, mă știi vreo poezie? Da, bomboane, coniac mai aveți? Turnați, știi? Mai știu, viață dulce viață, din negru de azi. În platou, la o televiziune, un interviu direct prin telefon. Da, bună ziua, ne aflăm la emisiunea Incognito. Astăzi avem o legătură directă la telefon pe domnul primar din satul Burduja, domnul Burduja. Regia mi spune că este legătura deja. Domnul Burduja, bună ziua, ne auziți? Da, da, alo, alo. Da, bună ziua, domnul Burduja. Bună ziua, bună ziua. Da, bine, trecem deodată la o temă. Uite, noi am aflat că dumneavoastră ați primit un grant de 3 milioane de lei. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce ați făcut cu banii? Alo. Alo, ne vă aud. Alo, domnul Burduja. Alo.
Alo, da, da. Ne auziți? Da, da, mă, da, bună ziua, domnule Burduja. Bună, bună ziua, da, da, întrebați încă o dată, că eu n-am auzit. Da, mai întreb, bine. Dumneavoastră ați primit un grant de 3 milioane de lei. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce ați făcut cu banii? Hello! Hibble în studio, alo! Domnule Burduja, ne auziți? Da, mă, vă aud. Ia da, bine, hai trecem la următoarea întrebare. Spuneți-mi, vă rog frumos, cum a fost recolta anul acest? A, recolta, da, foarte bună. Eu leaxești au fost, dar normal, trei carsuri de grâu. Am da, înțeles. Da, bine, trecem la prima întrebare. Ce ați făcut cu 3 milioane de lei? Alo, iar să aude. Alo! Ce cu... Acum, aceasta este în modă. Mulți oameni dau jurământul pentru cetățenie românească. Imaginați-vă un caz la consulat. Что вы смотрите? Нормальная песня, что я сразу зря слова выучил. După câte știți sau deja să știți, Zebra Show este și la anunț. Imaginați-vă că a fost și așa caz. Ai știu că asta ca așa... Ce scătină nu mă făcea de rușire, oameni, să uită, băi! Da, 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 hai că știu, 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 și ca mâna soacră mare, dar închide tu cura, eu stamata la nunta asta sau cine zi eu, ce ar fi dacă călătoria cu rutiera ar costa 5 lei? Bună ziua, dragi pasageri! Bine v-am găsit la ruta 160. Da, 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 noi ne-am întors cu 5 lei, ne-am întors înapoi. Vă rog frumos să cuplați centura de siguranță, de grabă, decolăm. Și acum o notă nostalgică de partea șoferului. Nu trânti ușa acolo! Și lasă liucșala la o parte! Ce ai cafea doriți? Da și poate altceva. Poftim, chelnerul. Da ce doriți altceva? E, dați-mi un suc. Da și suc doriți? Da de care suc aveți? Suc ananas, suc avocado avem, suc apelisin. Adică are suc aveți, deși la suc-ați biu. Bine, suc ananas în 5 minute să fie. Mersi da. Mult. Transmiteți, vă rog frumos. Da unii îți transmit? Cui? Pe chelner. Kellner, poftim bancnota de 5 lei. Da, neapărat ea va fi transmisă prin Western Union, către șofer. Un om neobișnuit a venit la psihoterapeut, la psiholog. Da, intrați. Spate? Da, spate. Bună ziua. Bună ziua. Știți, eu am o mică problemă. După alegerile de duminică mai trecută, uh-huh. Știți, eu văd tot negativ, tot sumbru văd, tot în negru. Sunteți pesimist? Principal, nu socialist. Bine, uitați-vă, noi acum avem o metodă nouă de tratament, dar trebuie să aflăm în ce stare sunteți dumneavoastră spiritului, bine? Am înțeles. Eu vă pun niște melodii și dumneavoastră să ne spuneți cu și le asociați sau prima și vă vine în cap, bun? Am înțeles. Hai, ascultăm prima melodie. Cic! Stai, șoferule, nu te întresta. Accident rutier. Accident rutier. Ok, bine, hai a doua. Cic! Ia cu tine și inima, inima mea. Trafic de organe. Trafic de organe. Ok, hai să înțeleg. Hai bine, să fie trafic de organe. Ok, a treia melodie. Cic! Bine și bine, seii mele, împrejur cu praznic la 40 de zile. Nu cu melodia asta veselă, poate și praznic, nu? Nu singur a spus și aici, văd și spun. Da, e grav. Ok, următoarea. Cic. Narcomani! Dai ceva? De acord, următoarea. Cic. Da trenul duc, 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 da eu mă duc, 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 duc. Deportări în Siberia.
Da, stratana mai se întoarce. Bun. Ei, următoare. Act terorist. Interesant, bine, n-am văzut așa cazuri. Ok, următoarea. Ce seară minunată. Viol. Viol. Asta e normal, da? Bun, următoare. Cataractă. Nu e nos, e dor, e nos. Presupunem, următoare. Cic. Oameni și locuri dragi și tu care îmi place. Pușcărie. Admitem, următoarea. Cic. Asta-i să-l bate din mod. Pedofilie. Pedofilie, melodia asta, de ce? De copilă mi-a plăcut, de copilă mică mi-a plăcut. E tot nestrașnic. Eu prima dată văd așa caz în viața mea. Bine, uitați-vă, următoarea și eu vă prescriu tratamentul. Cic. Astăzi este ziua ta. Eu îți fericitare. Astăzi este ziua ta. Un an de la înmormântare. Știți și ea ce să dișa. Nu, asta e imposibil. Nu. Scuze. Când părinții nu-s acasă, copiii joacă pe masă. Urmăriți! Dă-i muzica mai tare! Îmi pare că tata a venit acasă. Mă retrăiu, e tata aici, zi-mi zi mai tare acolo. Și tot doarme nu stau. Un caz pe străzile orașului. Și roț are. Și capot. Și torpedă. Oho. Asta și Ferrari? Asta e Bentley. Hai Bentley, dai bătaie. Dai bătaie și Bentley. Vă propunem să urmăriți o situație, un tânăr proaspăt întors de la armată. Hei, Pavel! Rog, beton! Mă rog, spune-te rog frumos, și să mă aude și prin Chișinău pe la Buicani. M-a așteptat Catiușa. Ei, nu te-a așteptat Catiușa. Hei, da Marfușica. Nici Marfușica nu te-a așteptat, Dumnezeu să o ierte. Da, Lenuță. Nici Lenuța e beton, dar lasă tu fietele astea, ia povestește, ai făcut tu bărbat în armată în sfârșit, a? Op! Înainte se sfințeau case, blocuri, acum au început să sfințească și mașini. Imaginați-vă că au ajuns să sfințească chiar și așa ceva. Doamne, binecuvântează televizorul acesta. Amin. Să lucreze pultul și kinoscopul. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. De trei ori. Doamne, miluiește. Dar cum îl cheamă? Samsung. Dar până-i creștinește. O plătit și este. Binecuvântează robul lui Dumnezeu, Samsung! Ia ne comentezi! Vă rog frumos, stăpâne, televizorul, apropiați, luați telecomanda în mână, ia să dau cu niște aghiazme. Binecuvântează suflet! Și stai, ridic pomenile! Veșnica pomenire! Veșnica pomenire! Killerii tot au viață personală. Urmăriți cum este această viață. Alo. Salut, iubitule. Noroc. Ce faci? La serviciu.
Am o veste bună pentru tine. Spune. Mama mea a venit la noi acasă. O văd, o văd. Nimeni nu știe ce simt pupicile când sunt aruncate mingile sau bilile. Cum spune, ce sunt cheglile. Urmăriți un număr la Zebra Show. La acest film au fost vărsate mii de lacrimi. Vă propunem să urmăriți o secvență din Titanic. Oh, Jack! Oh, Jack! Jack! Oh, Jack! Domnișoară, doriți ceva? Jack Daniels! Coca-Cola! Jack Cola! Jack! Dragi prieteni, și că la sfârșit vrem să vă spunem cui i-a plăcut, intră pe Facebook, pune like la pagina noastră, cui nu i-a plăcut, transmite la alți 10 prieteni. Vrem să vă îndemnăm ca duminică să nu uitați, să nu dormiți, vă duceți chiar de la 7, la fără 5 minute, 8 deja să fiți la secția de votare, să nu fie ca data trecută. Dragi prieteni, pentru voi în această seară a fost Ruslan, Dumitru, Pavel și Dima la muzică. Împreună la Brașov. Hopa!